trebuie să găsești clienții tăi. Păi zis clienți, parcă e marfă. Da? Ce, arta nu e marfă? Ha, asta e bună. Ba din potrivă, e o marfă foarte scumpă. Și atunci trebuie să găsești clienții tăi care să vibreze la creația ta. Și de unde știu eu treaba asta? Păi de aia trebuie să studiezi. De aia trebuie să înveți și alte posibilități și alte stiluri și să alegi. Eu, să știți, voi fi foarte mare dacă urmez linia pe care a urmat-o Maurice Béjart. Dar ce-ți veni cu Maurice Béjart? Așuță inoveze. Bravo! Bine. Dăm exemplu și la români. Spune următor lucru. Și Oleg Danovski avea sâmbure de fantezie. Ia dă un exemplu, o lucrare care ție ți-a plăcut. Uite, Rapsodia lui Enescu, făcută numai de fete.